Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat, așa că îi spunem bun venit domnului Marius Birgean, pastor la Biserica Creștină Baptistă Emanuel din Timișoara. Domnule pastor, bine ați revenit la noi în emisiune. Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Astăzi împreună vom discuta despre istorie, despre istoria creștinismului și am numit în mod generic tema din seara aceasta repere istorice importante pentru protestanții evanghelici. Mai exact vom discuta despre dieta de la Worms, o sărbătoare care urmează să se întâmple zilele acestea, așa că împreună vom încerca să înțelegem ce a reprezentat acest eveniment, ce a cuprins această dietă, care au fost motivele, ce s-a discutat și, bineînțeles, care a fost rezultatul și care sunt efectele acestei diete în zilele noastre. Dacă ar fi să dau o definiție așa pe scurt, o mică introducere, înainte să intrăm în tema noastră, aș spune că, așa, istoric vorbind, dând un Google pe internet, am aflat că dieta de la Worms din 1521 a fost o dietă a Sfântului Imperiu Roman și a avut loc în orașul Worms din Germania de astăzi, rămas în istorie pentru edictul de la Worms, Wormser Edict, referitor la Martin Luther și la efectele reformei protestante. S-a ținut între 28 ianuarie și 25 mai 1521 sub conducerea împăratului Carol al V-lea. Și introducerea mea se oprește aici pentru că am vrut să le arăt și telespectatorilor noștri că aceste informații, de fapt, internetul, cel care ne ocupă din ce în ce mai mult, este plin de atâtea informații și doar la un click distanță se poate afla foarte multe detalii despre acest eveniment. Acum, împreună cu dumneavoastră, încercăm să privim puțin în detaliu și mai exact să vedem care este semnificația dietei de la Worms după 500 de ani. Sunt exact 500 de ani, jumătate de mileniu de când s-a întâmplat această mare, să spunem, întâlnire cu efecte până în zilele noastre. Mai întâi, Cătălin, aș vrea să apreciez mersul acesta pe care cei de la Prodocens Media îl faceți. Cred că este un demers necesar și util din punct de vedere spiritual pentru creștinii evanghelici să ne cunoaștem propria istorie, să cunoaștem evenimentele importante care au marcat istoria definirii credinței protestante și evanghelice. Acum vreo 4 ani am sărbătorit 100 de ani de la începutul reformei protestante, acel moment de 31 octombrie 1517, când Martin Luther a postat cele 95 de teze ca proteste împotriva comerțului cu indulgențe. Însă, îndelurarea evenimentelor legate de reforma protestantă, evenimentul acesta al dietei de la Worms este mai puțin cunoscut și de aceea cred că merită apreciat, așa cum am spus, strădania voastră de a pune în valoare și arăta celor care ne ascultă sau ne privesc semnificația acestui moment. Mark Knoll, care este unul din cei mai importanți istorici ai bisericii creștine, a fost profesor de istorie a bisericii la Wheaton College, a vizitat, apropo, și România înainte de Revoluție, într-una din cărțile lui traduse în limba română, afirmă, nici mai mult, nici mai puțin, că acolo, la Worms, s-a născut protestantismul. În acele cuvinte pe care Martin Luther le-a rostit în fața acelei ilustre audiențe, urmate din nobili reprezentanții tuturor statelor care formau împreună așa numitul Sfânt Imperiu Roman-German, în fața lor și în fața reprezentanților bisericii catolice, Luther avea să rostească următoarele cuvinte: de vreme ce ilustra voastră maestate, cinstiții nobili doresc un răspuns simplu, îl voi da în felul următor, fără ocolișuri și fără să ascund nimic. Dacă nu sunt convins, mărturia scripturilor sau pură rațiune,
Deci nu mă încred numai în papă sau numai în concilii, întrucât este de știut că ele au făcut greșeli și contradicții, atunci rămân legat de scripturile pe care le-am citat și conștiința mea este robită de cuvântul lui Dumnezeu. Nu pot și nu vreau să retractez nimic, pentru că nu este nici corect, nici sănătos să te potrivești propriei conștiințe. E adevărat, este un citat un pic mai lung, dar plin de esență, pentru că în această afirmație atât de trajoasă pe care Martin Luther a rostit-o atunci, el a afirmat principiul de autoritate, care de atunci încolo, pentru toată lumea protestantă și în ce ne privește pe noi, pentru protestanții evanghelici, este atât de important. Autoritatea Scripturii, mai presus de autoritatea conciliilor, mai presus de autoritatea părinților biserici, mai presus de autoritatea oricărei instituții umane sau oricărui reprezentant al bisericii, Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia plus minus nimic, este singura autoritate pentru credință și practică. Singura autoritate care merită, spunea Luther, să ne probească cu știința. Slavă Domnului că, așa cum Luther s-a afișat în fața acestui consiliu, acestei audiențe selecte, a spune, și nu i-a fost teamă să-și mărturisească credința și să suporte consecințele acestei mărturisiri, da? Și noi cred că am putea face la fel astăzi. Pentru noi este un exemplu, este un început și spuneam noi că, până la urmă, creștinul este, prin definiție, un activist, un protestant, un om care se opune mersului către distrugerea acestei omeniri și pentru noi reprezintă un punct de reper pentru viețile noastre, pentru ceea ce a însemnat lucrarea aceasta minunată pe care Dumnezeu a făcut-o pe acest pământ. Haideți să uităm puțin la context, la viața lui Luther, bineînțeles, protestul lui, relația cu Biserica Catolică, toată această întâmplare, toată această întâlnire, să spunem, ședință solemnă de la Worms are loc într-un anumit context și ca să înțelegem exact semnificația, haideți să uităm puțin și la condițiile în care se afla Luther la vremea respectivă. Și, bineînțeles, starea în care se afla Biserica Catolică. Este o întrebare foarte bună, foarte importantă și necesară să stabilim acest context, pentru că Worms, așa cum am amintit, a fost doar un eveniment din întreaga pleiadă de evenimente care au fost asociate cu reforma. Pornind de la starea bisericii, Biserica Catolică medievală, care în perioada aceea se afla într-o stare de criză spirituală fără precedent. De ce spun lucrul acesta? Sunt multe lucruri care ar putea descrie această stare de criză. În urmă cu vreo două secole înainte de Luther, biserica a trecut prin așa numită captivitate babiloniană a bisericii, când sediul papalității a fost mutat de la Roma la Avignon, în sudul Franței, aproape de reședința regilor Franței, pentru ca aceștia să-i țină sub supraveghere pe papi. Tensiunile dintre puterea politică reprezentată de prinții Europei și de națiunile aflate în dorință de afirmare, un spirit naționalist puternic și pretențiile papale erau foarte mari. Apoi a fost o altă criză, că la un moment dat au fost vreo trei papi care și-au contestat scaunul papal și apoi au fost organizate câteva concilii care au arătat în final și problema aceasta. Suntem în perioada aceasta premergătoare reformei, o perioadă pe care o cunoaștem din istorie ca fiind perioada renașterii, renașterea italiană, renașterea din sudul Europei, minată de această dorință de întoarcere la gloria valorilor greco-romane. Aici vorbim despre tot ce înseamnă demersurile acestea artistice și papii renașterii au fost papi care au sponsorizat lucrări grandioase. În vremea aceea s-au pus bazele Bazilicii Sfântul Petru, care este cea mai grandioasă biserică catolică în zilele noastre.
Dar apoi un alt fel de umanist, o alt fel de renaștere avea loc în nordul continentului, în această dorință exprimată de întoarcere la origine, ad fontes, a fost condusă de cărturari cum a fost Erasm de Rotterdam, de exemplu. Erasm a fost cel care a oferit oamenilor Sfânta Scriptură, Noul Testament, în limba greacă, în original. A oferit posibilitatea studierii, pentru prima dată, a Scripturii în original. Și toate aceste lucruri pregătesc calea pentru reforma care va urma. Au fost și alte mișcări în Anglia, care a inițiată de cărturarul John Wycliffe, de la profesor la Oxford, care lolarzilor. Mai apoi, la capătul celălalt al continentului, mișcarea husiților, condus de Jan Hus, da? Profesor de teologie la Praga, a fost ars pe rug. Ei bine, toate aceste mișcări au pregătit calea pentru ca în 1517, pe fondul insatisfacției legate de mersul cu indulgențe, Martin Luther să aibă faimosul protest. Acum să scurtez lucrurile pentru că se spune foarte multe și sunt foarte multe anunte și detalii importante, ar zice eu, dar să spun vis-a-vis de Martin Luther, anul acesta Luger, augustinian, a avut o serie de experiențe cu Dumnezeu foarte interesante. Născut într-o familie de mineri săraci, tatălui a vrut ca să-i ofere fiului său, Martin, un trai mai ușor, l-a orientat spre drept, însă o întâmplare providențială, o furtună puternică l-a speriat așa de tare pe Martin, încât Martin a luat hotărârea să se călugărească. A intrat în Ordinul Augustinienilor în Erfurt, mănăstirea din Erfurt, și a devenit foarte zelos în împlinirea regulilor ordinului său. Avea să mărturisească el mai târziu, dacă cineva a crezut că poate ajunge în cer prin călugărie, prin ritualurile specifice ale călugăriei, eu eram acela. Cu cât încerca să obține pacea interioară, era mai frustrat. De ce? Pentru că neprienirea lui Dumnezeu, sfințenia lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu, ura lui împotriva păcatului, îl făcea să se simtă tot mai departe de Dumnezeu și mai inadecvat. Pe fondul acestor frământări interioare, Johann Staupitz, starețul mănăstirii, l-a condus spre Hristos și l-a condus spre Scriptură. Pentru prima dată el găsește mângâiere, consolare în Scriptură. Ajunge în vremea aceea pentru că era un tânăr foarte mișător din punct de vedere intelectual, profesor de Biblie la recent înființata Universitate Wittenberg. Imaginați-vă, Wittenberg, un orășel micut și astăzi este un oraș destul de mic în Germania, avea universitate în vremea respectivă și era mândria fiecărui prinț local să dezvolte acel centru universitar aducând profesor de calibru. E bine, prințul elector Frederick cel Înțelept l-a adus pe Martin, așa cum a spus, un tânăr foarte promițător, intelectual, să predea Biblia acolo. Și apropierea de Biblie, de Scriptură, a fost aceea care a deschis inima lui Luther față de realitatea dragostei lui Dumnezeu. Știm, 1517, da, protestul lui, dar nu atunci a fost momentul convertirii lui. Momentul convertirii lui avea să aibă loc peste 2 ani, în 1519, când în multul puterii lui interioare, Luther avea să ajungă la Epistola către Romani. Citind din Epistola către Romani, capitolul 1, versetele acelea cunoscute de majoritatea dintre noi, cei care iubim Scriptura, mie nu mi-e rușine, spune Pavel în versetul 16 de Evanghelia lui Hristos, pentru că în ea, în Evanghelie, este puterea lui Dumnezeu care, pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. După în versetul 17 este acolo o frază foarte importantă, pentru că în ea, în Evanghelie, este descoperită o neprienire pe care o dă Dumnezeu
Și pentru prima dată Luther înțelege că neprienirea sau dreptatea lui Dumnezeu este un cadou, este un dar care Dumnezeu îl face păcătosului care crede în Hristos. Acela e momentul în care se face lumină. Acela e momentul în care, mărturisea Luther, zice, am simțit că am intrat pe porți în paradis. E momentul în care povara de pe sufletul lui se ridică și începe să vadă lucrurile altfel. E momentul în care descopere practic Evanghelia. Bine, acela a fost momentul în care a descoperit Evanghelia prin Scriptură. Aici este foarte important. Deci Scriptura, descoperirea Scripturii și apropierea de Scriptură, de Cuvântul lui Dumnezeu, avea să schimbe radical optica și perspectiva. Luther creează, prin protestul lui, o emulație. S-au crezut că lucrurile se vor liniști și el a fost surprins de amploarea care a luat-o protestul său. Se pare că era scânteia aceea, da? Care a dat startul, da, la un foc în miriște. Și lucrurile au luat o întorsătură dramatică. În final și papa a fost alertat, așa că papa va emite o bulă papală, o scrisoare oficială prin care va excomunica pe Luther. Exurge domene, da? Sar, Doamne, că au intrat porcii mistreți, râmă în via ta. Și îl condamnă pe Luther și Luther, într-un gest teatral, asta se întâmplă undeva în 1520. În 1520, într-un gest teatral, în fața studenților de la Universitatea Wittenberg, arde bula papală și e ovaționat de studenți. Însă lucrurile au luat, așa cum a spus, o întorsătură dramatică și aproape fără întoarcere. Din momentul acela, Luther era un excomunicat. Din momentul acela, Luther era pasibil de moarte. Era un eretic în ochii bisericii catolice. Așa că atunci când primește invitația din partea împăratului Carol al V-lea să compară în fața dietei la Worms, n-a fost loc simplu pentru Luther. Prietenii l-au sfătuit să nu meargă. De ce? Pentru că în urmă cu aproape 100 de ani, Jan Hus, da, predecesorul său, profesor la Praga, a fost invitat să compară în fața celului de la Constanț din Elveția. Știm ce s-a întâmplat, da, i s-a promis salvo conducta, adică protecție imperială, la plecare și la venire, când a ajuns acolo, a fost arestat cu pretextul că biserica nu e obligată să-și păstreze promisiunea față de un eretic. Și a fost forțat să retracteze, nu a retractat convingerile sale și a fost ars pe rug. Nu știam, a fost și în inima prietenului Luther care a stătuit și a spus nu. Însă e interesant cum lucrează Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, vedeți? Într-un caz Dumnezeu a lăsat ca Hus să moară, în alt caz Dumnezeu l-a protejat pe Luther și s-a folosit în demersul acesta numai de Frederic cel Înțelept. Cum? Să înțelegem puțin lucrurile, ce înseamnă această dietă. Dieta nu este niciun conciliu bisericesc, nu este niciun conclav eclesiastic care alege un papă, ci este o adunare politică, dacă putem să spunem așa, un fel de parlament care se întâlnește în diferite locuri. Și la momentul respectiv au ales orășelul Worms, 7.000 de locuitori în vremea respectivă, pe malul Dunării, pe la râul Rinului, nu a Dunării, și era prima vizită pe care Carol al V-lea, un spaniol de numai 21 de ani, dar cu o putere fantastică, era cel mai puternic om din Europa în vremea respectivă, prima vizită în Germania. Acum, interesul lui de a intra sub pielea germanilor l-a făcut să încerce să fie diplomat și să asculte pretențiile lor, pentru că mulți dintre ei au început să simpatizeze cu cauza lui Luther. Și Frederic este cel care îl sfătuiește sau face presiuni mai degrabă asupra lui Carol să introducă pe ordine de zi și cauza Lutheris, cauza lui Luther. Luther e invitat să vină sub promisiunea aceasta că va avea parte de protecție și l-a dus și l-a întors.
Pleacă la începutul lunii aprilie din Gutenberg, este primit drum cu rale în diferite orașe, unde intră este un erou, în altele este ignorat. Ajunge în Worms, în Worms este la fel primit foarte bine. Înainte numai despre el se vorbea, s-au făcut portrete ale lui care s-au vândut ca pâinea caldă și ajunge acolo și este somat să vină în fața dietei. Cum probabil că asta e istoria ce s-a întâmplat la dietă. Exact. Acum foarte interesant, foarte frumos prezentat. Acum haideți să vedem ce s-a întâmplat efectiv la această întâlnire. Care au fost discuțiile și cum a evoluat toată această situație până la final? Da, a fost două înfățișări în fața dietei. Una pe data de 17 aprilie și alta, cea la care ne-am referit la începutul emisiunii, pe data de 18. În 17 el a fost chemat să vină și practic i s-a pus în vedere două lucruri. A fost înșirate cărțile lui pe masă, a scris până la vremea respectivă vreo 25 de cărți, încât împăratul și consilierii lui v-au pus sub semnul întrebării că e posibil ca cineva să scrie atât de mult. Erau cărțile lui Luther și unele dintre ele au fost cărți prin care el a contestat vehement abuzurile papale și greșelile făcute de biserică. Și s-a cerut, întâi de toate, să recunoască că sunt ale lui și, a doilea lucru, să le retracteze. I-a pus față în față și cu acea audiență, probabil că a simțit și morat, dar și din rațiuni care țin probabil de diplomație, Luther cere suială, cere încă o zi în care să se gândească ce răspuns va da. A încercat el un răspuns așa diplomatic, a încercat el să spună cărțile mele sunt de mai multe feluri, dar consilierii împăratului au fost foarte, foarte aspri și au spus, tu ești teolog, trebuia să ai răspunsul formulat, da sau nu. Și prin împăratul a fost acela care a intervenit și i-a dat acel răgaz de încă o zi. Așa că Luther a zis, datorită clemenței împăratului ai parte. Dar imaginați-vă că ziua următoare trebuia să dea acest răspuns. Istoria spune că după prima înfățișare, suporterii lui au fost un pic cam dezamăgiți de timiditatea lui, de faptul că a fost copleșit de situație. În seara respectivă au venit mai mulți prieteni să-l încurajeze și noaptea aceea, de pe 17 pe 18, el a avut așa un zbucium sufletesc pe care l-a adus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, spunându-lui Dumnezeu că aceasta este cauza ta și l-a rugat pe Dumnezeu să intervină. Ce s-a întâmplat este că a doua zi era un alt Luther. Putea să spunem că a fost un leu acum, da? Care nu s-a mai lăsat intimidat. Atunci când a fost somat da sau nu, el a dat acest răspuns, da, pe care eu l-am citat, un răspuns prin care el a pus clar în încurcătură. A spus, concilile, părinții au greșit de multe ori, nu este singura autoritate care nu a greșit și care merită să înrobească conștiința este Scriptura. Evident că răspunsul acesta n-a fost pe placul nici a împăratului, nici a reprezentanților bisericii. Edictul, așa cum ai spus tu, da, de la Worms a considerat clar că Luther este un eretic. Și din momentul respectului Luther i s-a zis ca să mai predice, să mai dea învățătură. Ei bine, Luther pleacă de la Worms inima strânsă, pentru că acum era un scris nu numai în fața bisericii, în fața Imperiului. Lucrurile aveau să iau o întorsătură interesantă după aceea. Da, era de așteptat. Până la urmă, asta ne demonstrează nou că și Luther, ca și noi, era un om cu toate slăbiciunile și cu toate, să spunem, calitățile
Dumnezeu a intervenit la momentul potrivit, așa cum face El în harul Lui, și atunci când Luther l-a chemat în ajutor, El a fost Cel care i-a pus cuvintele în gură, așa cum o face și cu noi câteodată. Dar ceea ce s-a întâmplat atunci a fost clar un act de mărturisire, de a se identifica cu credința așa cum este în Sfânta Scriptură, și asta este un lucru important. Vă dați seama, practic și-a semnat condamnarea la moarte. Oricine putea să-l omoare pe Luther pe drumul către întoarcere. Pe de altă parte, faptul că nu mai predica era o mare pagubă. Bine, asta nu l-a împiedicat să o facă în continuare, dar totuși să mergi și să fii un proscris, să fii, să spunem așa, la pericol în orice ceas pe drumurile publice. Chiar mă întreb dacă s-o fi întors pe drumurile publice sau pe căile tularnice către casă. Pe drumul... Spune, Cătălin. Pe drumurile clasice, sau, adică pe drumurile oficiale sau prin alte drumuri, astfel încât să nu se întâlnească. Cu siguranță erau oameni ai bisericii din vremea respectivă care îi doreau moartea fără nicio ezitare. Ceea ce e interesant este că a fost un exemplu, și asta este foarte important pentru noi. Totuși, hai să vedem totuși. Noi suntem niște moștenitori ai reformei, ceea ce Luther a început, că de asta este un început al reformei cu efectele până în zilele de astăzi. Și hai să vedem ce s-a întâmplat după și cum a influențat practic mersul acesta al revigorării credinței creștine până la noi. Ce s-a întâmplat a fost într-adevăr remarcabil. Așa cum ai spus, drumul spre casă era presărat cu mari pericole și într-adevăr, la un moment dat, când printr-o pădure, s-a trezit Luther înconjurat de către niște soldați înarmați cu pețele acoperite, care l-au luat și l-au dus undeva. A crezut că acela e momentul sfârșitului. N-a fost să fie așa, pentru că acei soldați au fost trimiși numai de Frederic cel Înțelept, prințul elector al Saxoniei, care era prietenul lui Luther. Am uitat să spun că el împreună cu alți prinți germani care simpatizau cu cauza lui Luther, l-au apreciat pe Luther și au fost foarte inspirați de exemplu și curajul lui Luther în a doua zi. Și el a aranjat ca Luther să ajungă la castelul Warburg, într-un loc ferit de ochii oamenilor. Luther și-a asumat o nouă identitate, un nou nume, i s-a dat Cavalerul George. A stat barbă, a fost îmbrăcat ca un cavaler, ca un iuncăr, și acolo, la castelul Warburg, în liniștea aceea, deconectat de îndatoririle lui universitare și eclesiastice, avea să aducă mai întâi Noul Testament și apoi Vechiul Testament, întreaga Scriptură în limba germană. Gata, în suveranitatea lui Dumnezeu, cum Dumnezeu a folosit această aparentă răpire a lui Luther pentru ca Luther să dea lumii germane Biblia, care este un monument, dacă vreți, al literaturii germane, la urma urmei, este, dacă vreți, startul pentru traducerile Bibliei în limbile naționale. Ce a urmat apoi în toată lumea protestantă, William Tyndale, care s-a inspirat din de la Luther și alții în alte limbi, totul a pornit de acolo. Deci aceasta a fost o moștenire fantastică. Deci Luther nu numai că a stat de partea Bibliei, dar Luther a oferit cuvântul lui Dumnezeu în limba germană. Însă lucrurile aveau să se precipite într-o manieră interesantă și nu tocmai plăcută. Anumite vești triste, alarmante de la Wittenberg aveau să îl determine să facă un pas hotărător și să-și asume cu mult curaj întoarcerea acasă. S-a întâmplat este că după plecarea lui la Worms, în Wittenberg, lucrurile au intrat într-o stare de anarhie aproape, de haos. Unul din colaboratorii lui, Andreas Karstadt, a devenit foarte radical și au fost chiar vărsări de sânge și tulburări violente. Luther află despre aceste lucruri și vine și cu înțelepciune pastorală se implică
și pune lucrurile în ordine. Anii de atunci și încolo, după Worms, după Warburg, da, vor fi anii de cei mai productivi, gândirea mai matură a lui Luther. Atunci Luther lasă în urmă o moștenire și în ce privește teologia creștină și imnologia și în alte aspecte foarte importante ale vieții de biserică, organizare bisericii și așa mai departe. Ce înseamnă pentru noi toate aceste lucruri și moștenirea pe care dieta de la Worms, edictul care a fost dat și evenimentele ulterioare, așa cum ai spus, Cătălin, reprezintă un model regnic de urmat, o sursă de inspirație pentru noi cei de astăzi, care la fel suntem și noi chemați să dăm dovadă de curaj într-o lume ostilă adevărurilor Scripturii și valorilor Cuvântului lui Dumnezeu, să stăm de partea adevărului, indiferent de cost. Dumnezeu este cel care în suveranitatea lui rânduiește pentru unii din slujitori un destin, pentru alții un alt destin. Chemarea noastră este să rămânem credincioși. În urma lui Luther au rămas aceste două, aș putea să spun, elemente. Sunt multe, dar nu mă refer aici numai la solele protestante și la... Mă refer la două elemente pe care Luther l-a redescoperit: autoritatea Scripturii, așa cum am spus, și Evanghelia, natura Evangheliei mântuitoare. Pentru că astea sunt esențiale. De aici derivă totul, restul. Justificarea prin credință, întâlnirea aceea pe care a avut-o cu versetul acela din Roman, în care ai spus că dreptatea îi se dă. Noi oamenii întotdeauna avem, să spunem, dorința aia de a spune, de a-i da o mână de ajutor lui Dumnezeu. Impresia aceasta de a ne aduce și noi contribuția, dacă se poate, la actul acesta al salvării, al mântuirii. Ceea ce înțeles Luther la momentul respectiv l-a cutremurat și l-a făcut să ia această decizie și practic să schimbe viața în totalitate, ba mai mult să creeze acest fenomen care s-a numit reformă și mai mult să-și pună încrederea, practic să renunțe la tot și să-și dedice întreaga viață traducerii Sfintei Scripturi, învățăturilor după Evanghelie, da? Învățăturile reale ale Evangheliei, și apoi să rămână un reper, așa cum am spus, în istoria creștinismului, nu numai al protestanților evanghelici. Este interesant, n-am apucat să discutăm nimic și poate cu altă dată, el pe lângă asta, deci odată autoritatea Scripturii, autoritatea credinței, dar credința și bineînțeles, toate le-a făcut, cum spune acolo, solii de o gloria, pentru slava lui Dumnezeu. Nu a făcut-o pentru propria reclamă, pentru propria poziție, l-a pierdut cam tot, a spune eu. Din punct de vedere eclesial, poate ar fi didactic, ar fi ajuns la un nivel înalt, avea, să spunem, tot viitorul în față, dar pentru dragostea lui Dumnezeu, pentru gloria lui Dumnezeu și pentru salvarea neamului său, întâi s-a ocupat de poporul lui, de poporul german, a renunțat la tot doar ca să prezinte adevărul. Personal încă n-am ajuns la Wittenberg și mi-aș dori să fac lucrul acesta pentru că știu că reprezintă pentru noi toți evanghelici un punct de reper și să spunem noi, o piatră de aducere a minte și de încurajare, să știi, pentru că vremurile sunt la fel de provocatoare. Avem în continuare de oameni care să stea cu Sfânta Scriptură în mână și cu fermitate, da? Și bineînțeles, exemplele acestea, Dumnezeu are grijă să le scoată. Oamenii aceștia ai credinței, oamenii aceștia care au coloană vertebrală, da, nu se înconvoaie, sunt un exemplu și care, exemple care, bineînțeles, trebuie urmate și de noi ceilalți. Îți doresc să ajung și la Wittenberg și la Worms, așa cum am ajuns eu, și să redescoper, să zic așa, cumva, cu emoție, valoare acestor momente importante pentru lumea creștină. Vreau să spun doar, Luther a fost un om al timpului său, a fost un om cu multe slăbiciuni, un om cunoscut nu neapărat pentru o vorbire aleasă în toate privințele, da?
a recunoscut, a fost primul care a recunoscut lucrul acesta. Paradoxul vieții creștine este în ochii lui Luther, Justus Timus et Peccator, adică în același timp și drept și just în ochii lui Dumnezeu, dar și căpos. Luther a recunoscut acest lucru. Cu toate acestea, în ciuda slăbiciunilor lui, Dumnezeu l-a folosit pentru a recupera, aș putea să spun, aceste două elemente foarte puternice, autoritatea Scripturii și citatea Evangheliei. Avea să-i aducă Dumnezeu mai apoi pe anabaptiști, pe baptiști, da, care au recuperat alte adevăruri uitate. E bine să nu judecăm nici pe Luther, nici pe cei din timpul lui, din perspectiva a ceea ce credem noi astăzi, ca unii care trăim pe umerii acestor uriași ai credinței și am beneficiat, dacă vreți, de luptele lor, de frământările lor, de moștenirea pe care ei ne oferă. Și mulțumitor pentru moștenirea pe care am primit-o, da? Pentru credința dată Sfinților, o dată pentru totdeauna, să folosesc expresia din Iuda 3, să ducem mai departe și noi cu credincioșie această credință, să o transmitem generațiilor viitoare, dacă biserica va mai rămâne și lumea va mai rămâne în picioare de când Domnul va veni. Așa să fie. Datoria noastră este să ne ducem credința mai departe, să ne asumăm identitatea aceasta de creștin, da? Și bineînțeles, și binecuvântările și încercările să le primim cu aceeași bucurie și împreună să așteptăm zilele acelea care vor veni și zilele acelea în care Domnul se va arăta pe norii cerului și ne vor spune bine, vino rob bun și credincios, da? Acolo unde Dumnezeu ne-a pregătit un loc. Frate pastor Marius, îți mulțumesc foarte mult pentru întâlnirea din seara aceasta. A fost o bucurie, să spun așa, o favoare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o în seara aceasta. Cu siguranță am mai putut discuta despre Luther și despre lucrarea sa foarte mult. O să o facem probabil și cu altă ocazie. Până atunci, noi de aici ne rugăm pentru biserica în care tu dujești, pentru lucrarea pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o. Și bineînțeles și pe tine și pe noi Dumnezeu să ne facă acei slujitori care fără teamă, fără jene să stea drept și bineînțeles să-și ducă chemarea până la final. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin, așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc și eu, fiți binecuvântați. Stimați prieteni, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Noi de aici, de la București, vă salutăm și până data viitoare vă spunem la revedere. Amin.